Procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța au dispus reținerea pentru 24 de ore pe bază de ordonanță a doi polițiști ai biroului rutier din cadrul poliției Mangalia, cercetați pentru luare de mită. Ca urmare a unei sesizări primite la linia telefonică Tel Verde Anticorupție a Direcției Generale Anticorupție, ofițerii de poliție judiciară sub coordonarea unui procuror i-au identificat și prins pe cei doi polițiști. Potrivit anchetatorilor, cei doi oameni ai legii aflați în timpul programului au oprit un autoturism al cărui șofer era autorul unei contravenții. Pentru a nu lua măsurile legale față de acesta, cei doi i-au solicitat suma de 200 de lei, pe care au primit-o și împărțit-o. Imediat, șoferul a sesizat fapta la linia telefonică Tel Verde, acțiunea de prindere în flagrant fiind organizată cu operativitate în aproximativ 30 de minute de la apelul telefonic. Suspecții au fost conduși la sediul parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța pentru a da cu subsemnatul, fiind acuzați pentru luare de mită. Procurorul a dispus față de aceștia reținerea pentru 24 de ore, urmând să fie prezentați instanței cu propunere de arestare preventivă.